Tirul a derapat din cauza drumului înzăpezit și s-a răsturnat perpendicular pe șosea. Astfel, circulația rutieră pe DN7 a fost blocată în zona localității Murărești. Șoferii au fost întorși din drum și îndrumați pe rute ocolitoare. Nu știu ce e, în față de că e tir răsturnat, e un șir mare de tir și n-am ajuns să vedem ce s-a. La locul accidentului au fost trimise 5 utilaje pentru a scoate tirul în afara șoselei și pentru a fi îndepărtat un buștean căzut din mașină în mijlocul drumului. Am înțeles că e blocaj, atât. Aștept să vină înapoi, să vină să încarc, să dăm cu sare simplă ca să nu se poată să deblocheze mai repede. Ore în șir, mașinile au circulat una în spatele alteia dinspre Bascov spre Murărești și invers. Drumul a fost eliberat cu greu.